Cu toții ne dorim să mâncăm sănătos, legumele să fie crescute cât mai natural și să folosim doar produse bio. Plecând de la această idee, vreau să vă spun câteva cuvinte despre un insecticid biologic care cu siguranță vă va ajuta în lupta împotriva dăunătorilor. Produsul despre care vreau să vorbesc se numește Laser 240SC. Vreau să menționez faptul că nu este un video sponsorizat și n-am nicio legătură atât cu produsul sau cu producătorul acestuia. Este un insecticid biologic al cărui efect ține peste 3 săptămâni și care se poate aplica la tomate, cartofi, castraveți, varză, ceapă, viță de vie, pom fructifer și așa mai departe. Printre insectele combătute se numără musca minieră, gândacul de colorado, molia verzei, tripși și altele. Produsul este inofensiv atât pentru om cât și pentru mediu și se poate aplica și în grădină și în solar. Dozele și diluția diferă în funcție de cultura la care se aplică și toate sunt descrise și detaliate pe etichetă. Produsul acționează prin contact și ingestie, având activitate translaminară. Ce înseamnă acest lucru? E bine, când pulverizăm soluția pe suprafața frunzei, substanța activă pătrunde în interiorul frunzei, în țesut, iar în momentul în care dăunătorii vin și încep să consume din țesutul frunzei, vor înghiți și substanța activă care le afectează sistemul nervos, îi paralizează și omoară. De menționat faptul că păsările sau alte animăluțe care se hrănesc cu acești dăunători după ce au murit, nu pățesc absolut nimic. Cu toții știm că nu este bine să folosim același produs de nenumărate ori și e bine să alternăm cu alte produse. Rămânând tot în cadrul bio, alte insecticide cu care se poate alterna laser e de exemplu Pactospein DF sau insecticide pe bază de ulei de nem pe care îl puteți face dumneavoastră acasă. Un link către video cu ulei de nem găsiți în descriere. Pentru aplicarea la varză se poate folosi un adjuvant ca soluția să adere mai bine pe frunza cerată a verzei. La fel ca și alte produse bio, există un timp de pauză care este de 3 zile în cadrul legumelor. Adică, dacă aplicați astăzi soluția, va trebui să așteptați 3 zile până puteți să recoltați legume. Sper ca toate informațiile să vă fie folositoare, iar până data viitoare vă doresc mai bine!